Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un videoclip filmat în natură, că iarăși am stat prea mult în casă, mă refer când am filmat, și vă mai scot și eu pe voi un pic afară. Astăzi vă răspund la întrebările voastre de pe Instagram, așa că ia să văd ce întrebări mi-ați lăsat, nici măcar n-am apucat să le văd și eu așa ca mică chestie, până să vin acuși în oaza asta de natură unde o să mă mănânce țânțarii în următoarele minute. Prima întrebare, ce-ți place cel mai mult să faci? Să respiri, o activitate extrem de plăcută și vă recomand și vouă. Cum ți-a venit ideea să te apuci de YouTube? Păi, cum de alții ascultă muzică și devin cântăreți, alții se uită mult la filme și devin actori, așa și eu, consumând mult YouTube sau entertainment ăsta online, am zis, hai să mă apuc și eu. Și e mișto că, pe lângă, cum să spun, că am trecut de la nivelul, eu să mă uit la alții, acum alții se uită la mine, uneori și cei care... la care mă uitam eu se uită la mine acum, ceea ce este chiar interesant. Trupa de rock preferată, Breaking Benjamin. De asemenea, aș dori să te întreb dacă vrei pateu gratis. Nu mănânc pateu că mă stric la stomac. Când eram mic eram nebun pe pateu cu roșie pe pâine, dar de când mă stric la stomac, că m-am stricat eu atât de două ori și am zis, gata să nu mai iau de pateu în viața mea. Aș putea să mă apuc să beau câte 7 litri de poșircă pe zi, dar chiar că o să am după aia ficatul pateu. Copiii, nu exagerați cu alcoolul. Salut Vasile, pardon Ovidiu. Faci colaborări pe live-uri? Da. Cum am făcut cu canalul Ascunși cu Halogen, dacă careva care vede acest videoclip are canal de peste 5.000 de abonați și vrea să facem un live cu un joc pe care îl jucăm amândoi, nicio problemă, sunt deschis la colaborări. Atâta timp când nu ești vreun de-ăsta care dă țepe și ajung după aia să stric reputația că am colaborat cu un țepar sau mizerii de gen. Ți este rău de zbor sau de mare? De zbura n-am zburat niciodată, nici măcar în șuturi. Am fost pe mare cu vaporul de vreo două ori, cu vapor, cu iaht, era să zic, cu vaporaj de la de te plimbi așa de-a lungul coastei. Știți voi, dai vreo 10-20 de lei și te plimbi așa pe mare. Ce-i drept, n-am rău de mare, dar eu sunt cu morcovul în cur când merg pe apă, că nu știu să not și mai ales că știu că apa de jos este foarte adâncă, prefer să rămân cu picioarele pe uscat. Tu unde te? Du-te în pizda, mătii. Ursul e în cămară. Unde-i ursul? La care altul îi răspunde, e în cămară, apucă-l de pulă și scoate-l afară. Oarecum mă enervează că văd glumele astea pe care le-am auzit când eram mic, dar și voi sunteți mici și probabil că abia acum le auziți. Așa că vă înțeleg. Dar încetați cu glumele cu milsuci, că alea sunt cele mai proaste glume ever. Trebuiau să înceteze încă din vara lui 2019 când au apărut. De 2 ani de zile lumea că face glumele cu milsuci. Cum e berea? E bună, de fapt, nu e bună. E cea mai bună. Mai ales Desperados, e lacrimă de înger. Ce părere de LGBT? Am făcut un videoclip, o să-l pun undeva pe lângă capul meu. Dacă nu uit, îmi aduceți voi aminte să-l pun. Că sigur, dacă uit ceva în vreun videoclip, mă certați voi în comentarii și chiar vă mulțumesc pentru atenția pe care o aveți voi, cât de atenți sunteți la detalii. Deci, am făcut un videoclip. Momentan, acum este disponibil doar pentru membri, dar cred că deja l-am postat când vedeți voi videoclipul ăsta. Și v-am vorbit în ăla foarte mult despre LGBT. Dacă vreți să vedeți clipurile înaintea tuturor cu cel puțin o săptămână, deveniți membri, ajungeți și pe grupul de WhatsApp și vorbim acolo și aveți multe alte beneficii, detalii când apăsați pe butonul de alătură-te. Nu vă ia bani instant, întâi citiți acolo ce detalii, ce beneficii aveți și după aia vă alegeți gradul pe care vreți să vi-l achiziționați. Ai auzit de Neatârcă? Nu, n-am auzit de el, dar e un boschetar de la Ploiești Sud numit Ghezu, cine e din Ploiești sigur îl știe. Are Instagram și mi-a dat follow acolo, deci cine e din Ploiești și a auzit de Ghezu care aleargă copiii cu mătura, sunteți niște legende. De ce rockerii sunt considerați sataniști și de ce lumea urăște bărbații cu păr lung? Lumea este înapoiată, pentru că mulți sunt cu o mentalitate de evul mediu și din cauza oamenilor de genul, nu doar din cauza lor, din cauza mai multor tipuri de oameni, dar și aceștia înapoiați fac parte din ei, de asta țara o duce prost, pentru că refuzăm să acceptăm schimbările și de aceea am rămas, am bătut piciorul pe loc zeci de ani, sute de ani și povestea merge mai departe. Sfatul meu, încercați să evitați contactul cu oamenii care te discriminează doar pentru că asculți alt gen de muzică sau ai un loc diferit. Înțeleg, îl urăși pe unul că e gay, că poate se îmbracă ca femeie și se machiază urât. Mai înțeleg asta. Unii se și sperie de ei, că într-adevăr, de ce să mint? Nu sunt homofob, dar... unii care sunt gay, se îmbracă în femei, se machiază, mă sperii când îi văd, că sunt urâți. Asta e, dacă se urâți, măcar se simtă bine în corpul lor. Dar să-l urăși pe unul că, cum îs eu, la prima vedere nu pare că am părul lung, dar după aia, dacă mă vezi din spate, se vede coada.
N-ai ce să faci, asta e lumea în care trăim. LOL ai jucat vreodată? Și dacă da, ce părere de SO? Este cel mai nenorocit campion. Eu când mă jucam LOL acum vreun an, doi, că am început să intru pe LOL odată la câteva luni. Și atunci când intru, joc un aram și atâta. Niște fete n-am mai jucat. În primul rând, eu îl banam pe Yasuo. Nu pe Timo, nu pe Zed. Pe Yasuo îl banam. Ce te motivează să faci continuare YouTube? Voi, cei care vă uitați la mine, pentru că dacă nu erați voi, eu nu mai continuam, pentru că asta e ideea, e feedback-ul, sau hai să zic pe românește, că prea o ar pe engleză, sunt ca aia care nu știu să vorbească în română, dar pe engleză sunt maestri, și dacă îi duci în Anglia, se pierd pe stradă, nu știu să ceară indicații de la un om, nici pe GPS să se descurce. Deci îmi place foarte mult susținerea pe care mi-o aduceți și toate aceste felicitări pe care mi le dați, pentru că pe lângă comentariile pe care le primesc de la voi la videoclipuri și pe live-uri, primesc mereu mesaje pe Instagram și pe Discord și pe grupul de WhatsApp de la membri și mă felicitați mereu pentru videoclipuri, îmi spuneți, bă, fă aia, uite, încearcă să faci un clip pe ideea aceea, îți recomand să mai faci o chestie, una, două, că oricum sunt deschis la păreri, chiar și de la hateri accept părerea lor, măcar așa aflu de ce au devenit hateri, ca să știu să, na, să încerc să atrag un număr cât mai mare de oameni. Și un sfat pe care vi-l dau când vă apucați de YouTube, încercați să vă faceți un content care să nu fie doar pentru cei care sunt abonați. Faceți un content care să-i atragă și pe oamenii noi. Adică, gen, dacă e prima dată când apare videoclipul tău la recomandate la cineva, nu băga foarte multe detalii pe care doar abonații vechi le știu. De ce laptele alb? Pentru că conține calciu și vitamina D și este secretat de glandele mamare. Bine, nu știu dacă fix ăsta e motivul pentru care e alb, dar am încercat și eu să par deștept. Tu știi pe Backpack Your Life, dar tu știi că acesta a fost regizor-actor la o telenovelă pe Prima TV numită Iubiri Secrete? Da, știu. Ce este culmea este că el a fost la aceeași școală generală ca mine când eram mic, când stăteam în București. A locuit undeva aproape de zona pe unde locuiesc eu și îmi place foarte mult ce postează. Deci el este printre puțini youtuberi la care mă mai uit așa regulat, adică mă uit la el, la Codrin, și prea am Lospa, la Poro, că și Poro face clipuri bune, mai ales vlogurile de la țara alea cele mai tari, și mă mai uit la câțiva, îi mai menționez mereu pe live-uri. Faci pe WWE pe Chrome și pe tine? Păi m-am creat pe WWE de mult, și eu, și Chrome, și Hidden, și o grămadă de oameni am creat în WWE, trebuie să-l creezi și pe Halogen, chiar dacă a plecat în armată, dacă nu știați, Halogen s-a apucat de maritimă, e la Constanța acum, urez multă baftă acolo și să ajungă un adevărat pușcaș marin, sau ce-o face acolo, marinar, soldat, capitan de vapor, urez multă baftă. Halogen, sper că vezi clipul, dacă nu, trimiteți-i bucata asta lui Halogen, chiar îl susțin în ceea ce face. 5 melodii Bazooka, top 4 albume Bazooka, păi Bazooka are doar 4 albume, mă rog, am putea include și albumele solo ale lui Echo pe care le are chiar dinainte să fie cu trupa, la fel și Sesu, dar nu știu toate piesele de dinainte să fie membru Bazooka, deși când stau la calculator ascult multe melodii de ale lui Echo, le las să cânte acolo, când mai editez ceva, că omul are, avea talent de tânăr. Și așa 5 melodii de la Bazooka, a zice cu ouă, magie, 2 saci de gunoi, libertate, fantezie și ADHD. Cam astea au fost întrebările. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat întrebări, inclusiv cei care mi-ați lăsat întrebări idiote, că măcar le-am avut de evitat, că nu mai răspund la alea prea idiote, că o să se repete de-a lungul timpului, de acum și în prurea și în vecii vecilor, amin. Sper că v-a plăcut videoclipul. Următorul Q&A va fi cu întrebările membrilor, așa că devin o membru și o să pun o postare disponibilă doar pentru membrii, doar membrii o vor vedea și doar eu să-mi poată comenta acolo. Că am mai făcut unul acum vreo lună cu întrebările membrilor și na, trebuie să-i privilegiez. Un Q&A bonus doar cu întrebările lor. Ce să mai zic? Cam atât. Vă mulțumesc pentru cei care ați fost aseară, acum când filmez e luni 23 august, ieri pe 22 august, duminică seara a fost un live pe OMTV genial, rău de tot. Am mai făcut și unul vineri, parcă, cu GTA Online și ăla a fost fenomenal. Vă aștept diseară pe live cu ce-o-i face eu. Acum nu știu când pun clipul, dar sigur o să urmeze vreun alt live care, cum să spun, încep să iasă live-urile din ce în ce mai bine. Și voi faceți panoramă pe chat, se nimerește să întreacă și mie prin cap câte o vreo drăcie mai amuzantă să vă zic și e bine. Ce să mai, bucurați-vă de vară, că în vreo 2 săptămâni începe școala, 3 săptămâni, așa că o să urmeze multe story time-uri până începe școala. O să vă povestesc, cred că, cum a fost în fiecare clasă. Cred că ar fi o idee bună. Cum a fost în clasa 8-a, 9-a, 10-a, 11-a, 12-a. Hai!
Ne auzim data viitoare că am lungit-o prea mult. O zi cât mai răcoroasă, că deja începe căldura și pe mine mă mănâncă țânțarii. Ciao les tuturor!